ți-o răspune poarta ta. De ce ar... Spune-i. Ia-ți-l un pic. Nu, nu, nu lăsa fierul acolo, că nu vezi că arzi? N-am văzut mă așa ceva. De ce ar spune poarta... Ia, 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 slabele de pe cafeaua mea. Mă, n-am văzut mă. Să pui mâna imediat, mă. Adică eu muncesc. Vorba aia să-mi fac cafeaua. Să dau drumul la filtru, să pun apă, să-ți lași și ție niște zați să mai cureți. Și tu repede să-mi iei cafeaua, acum a luat Rusia Crimeea. N-am văzut așa ceva. O am lacon și hapsân. Să repede să pui labele pe Crimeea, pe cafeaua mea. Stai și te odihnești, nu? Ai muncit, ai muncit. Să-ți tragi și tu puțin sufletelul. Sufletelul a dat trântor. Că toată ziua stai și trântovești. Nu mai eu. Cât am muncit o viață întreagă, cum am ținut casa asta cu mânuțele astea. Ca o albinuță eram. Zum, 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 bâz, 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 ca o albinuță. Și tu ai stat și ți-ai umplut burdihanul ăla cu miere, burdihanul ăla de trântor, de trântor, cu ădinii care nici nu meriți din ea. Ce să zic? Am mai călcat hainele, hai mersi, dar pe ale tale, cui le-ai lăsat? Tot mie mi-ai lăsat să muncesc pentru tine, ca o sclavă, ca negru ăla din 12 ani de sclavie, să da, hai cu biciu și peste mie și tu să sorbi cafeaua. N-am văzut așa ceva, n-am văzut, mă, toată viața mi-ai făcut așa. E, lasă, o să calci așternuturile. Atunci o să speli rufele. O să speli și celelalte așternuturi. O să speli așternuturile vecinilor. Mulțumesc, vecine, că mi-ai spălat așternuturile. O să faci curat pe jos. O să faci curat lună pe jos. O să faci curat luna să poți să lingi de pe jos. Să faci curat luna să poți să mănânci de pe jos. Să mănânci ciorbă cu smântână și cu ardei de pe jos. Cum ziceam, vecină, eu mă chinui toată ziua să fac curat. Să mi-am sacrificat tinerețea, să deret, să zum, zum, zum ca o albinuță. Și el, ce face el? Vine și varsă ciorbă și face mizerie. Și nici nu-mi parte. Și altul mitale tot așa face? Mai rău.